găsit din nou, dragii noștri, în direct și în exclusivitate la Roma24.ro. Vă propunem astăzi o întâlnire cu fotbalul la nivelul seriei 1 din Liga 3, îmi cer scuze, o rundă restantă acum la mijloc de săptămână între formația locală CSM Roman și Kse Târgu Secuiesc, partidă programată oficial de către Federația Română de Fotbal în runda a 16-a a acestui campionat. Să trecem rapid în revistă și cele două formații. Vom începe cu oaspeții, o echipă din Târgu Secuiesc situată pe poziția 7-a în clasament, avându-i astăzi aici la Roman pe Gabriel Bunduc, Silviu Stanciu, Eduard Oprea, Vlad Boician, Nicolae Păun, Joel Tanco, Tamaș Ciado, Robert Biucun, Norbert Albu, Benjamin Bagoli și Gotard Gajdom. Îmi cer scuze dacă limba maghiară nu este chiar punctul meu forte. De cealaltă parte, Romanul l-are în poartă pe Angel Băicianu, iar jucători de câmp pe Vlad Mocanu, Vladimir Scânteie, Cătălina Eroaie, Iosif Nedbai, Claudiu Jucănaru, Marian Marin, Vasile Chirelescu, Mădălin Popa, Andrei Florean și Bogdan Brăiescu. Moment de reculegere ținut acum în memoria fostei glorie a Craiovei și iată puține momente până la primul fluier oficial al acestui meci. Să spunem că este vorba de o partidă arbitrată la centru de Adrian Frățilă din Vadopașii din Buzău, asistat de Andrei Pavel Cojocariu și Viorel Pânzaru, ambii din Brașov. Observatorii acestui meci sunt Costică Manasă și Gabriel Flaviu Ion Pop din Bacău. Romanul în echipamentul tradițional albastru va ataca spre poarta de sub tabelă, dar prima minge va aparține oaspeților de la KSE din Târgu Secuiesc. Gazele, evident, pornesc având prima șansă, dată fiind poziția din clasament. Să nu uităm și punctul smuls în deplasare, în partida din tur, a fost un 2-2 la Târgu Secuiesc, într-o partidă în care Romanul a ratat și un penalti. Iată un atac, o încercare de atac pe partea dreaptă. Florean nu a mai ajuns această minge. Fi doar o repunere de la margine pentru formația din Târgu Secuiesc. Echipa antrenată de Laszlo Polgar. Robert Farcaș, Otila Ramaț, Teodor Vlădulescu și Otilo Gal sunt rezervele aduse de formația din secuime aici la Malul Moldovei, în vreme ce Gabi Țapu și Iosif Susanu iau pe bancă pe Ionuț Bicleanu, Constantin Crăciun, Dorinel Sadosche, Daniel Marin, Alin Mocanu, Constantin Antim și Sergiu Covaliu. O fază care se anunță periculoasă la poarta celor din Târgu Secuiesc. Direct și să vedem! Multă lume prezentă în tribunele stadionului Moldova a văzut gol la această lovitură liberă executată bine de către capitanul Mădălin Popa în chiar primul minut al meciului. Să până la urmă doar o repunere din colțul careului mic.
fișierul de pe cea parte nu a validat presupusa reușită a capitanului formației Romașcane, același deschide Florean, învăluie Jucănaru, bine, în flancul drept și va fi corner la o fază la care Vlad Scânteie încercase să ia colțul scurt. Punele de la colț de pe partea dreaptă atacului Romașcan, începe jos, resping însă jucătorii din târgul Secuiesc. După o execuție mai puțin reușită a lui Iosif Nedbai, Jucănaru lung în colțul careului, preluare bună a lui Popa și din fața lui Scânteie a reușit să respingă în afara terenului Bucun. Din nou corner, aceeași parte dreaptă a atacului Romașcan, această dată sus, însă până în brațele portoarului Bunduc. Gajare lungă acestuia, înge scăpată, dar gazonul i-a ajutat, iată, pe Romașcani. Jucănaru a reușit să rămână în posesie. Un gazon al stadionului Moldova nu tocmai propice jocului de fotbal în aceste condiții, să spunem. De fapt, a fost o întreagă discuție referitoare la starea terenurilor la nivelul Ligii a treia și nu numai. Multe dintre cluburi, majoritatea și-ar fi dorit să fie amânată și această etapă. Deja fuseseră însă două runde pentru care Federația Română de Fotbal a decis reprogramarea. Ar fost dat complet peste cap programul competițional, chiar și așa. Iată, urmarea reprogramării etapelor cu numărul 16 și 17. Romanul va avea de jucat 3 meciuri în doar 8 zile. Acest meci, o deplasare la Lie și apoi încă un meci acasă cu Râșnovu. A pus lung Băiceanu. A urmărit colegii săi această minge. Încearcă să țină mingea jos. Cum spuneam, nu este un teren propice jocului ceva mai combinativ pe care îl prezintă formația de la Malul Moldovei. Au fost făcute eforturi destul de mari ca terenul să fie chiar și așa. Se pot observa lesne urmele utilajelor care au împins zăpada până pe malul terenului. Primăria a trimis chiar și beneficiarii de ajutoare sociale la legea 416 să ajute la lopată pentru degajarea zonelor de lângă tușe. Bătut un pic de soare, a fost și un pic de vânt, altfel, sincer, era o rezărie aici. Nu a fost offside, însă la această contră formației din Târgu Secuiesc s-a descurcat însă bine acolo defensiva romașcană prin Marin. Contra în flancul stâng, urma centrarea bună și în disperare de cauză trimite în corner Tamas Jazdo. Singura absență în lotul gazdelor, după cum anunța tehnicianul Gabi Țapu, Ștef Grigore, fundaș, a suferit o fractură de claviculă și va lipsi probabil o lună și jumătate aproximativ. Corner pe colțul lung, din nou la post Bunduc și aceeași încercare de degajare, de această dată fără perspectivă. Mingea poposește într-o baltă. Interesant de văzut cum va rezista gazonul în condițiile date, mai ales după ce va fi frământat de crampoanele
celor două formații. Prelungire bună lui Florian Darjucanaru. Este cu mingea în afara terenului și va fi o repunere de la margine prin Gazdo. Jucanaru, Claudiu Jucanaru, sportiv în vârstă de 22 de ani, trimis această minge în marginea careului mare, o deviere și cu un dram de noroc romanul rămâne să execute un nou corner prin același Iosif Nedbai, scurt de această dată la Mădălin Popa, centrare și corner. Încearcă să diversifice jocul, vedem formația de la Malul Moldovei. Suntem deja minutul 8. Florian pe lung, 2 dintre adversari prindeau această minge și reușesc până la un punct să scape de pericolul iminent. Îi vedem parcă pregătiți pentru contraatac pe sportivii din Târgu Secuiesc. Mers bine până la un punct, însă efortul lui Nedbai. Cu o pasă ceva mai rapidă s-ar fi putut naște un pericol și mai mare la poarta lui Bunduc. Out scurt, Juncănaro ține mingea la picior, Popa își face poziție de centrare și nu a șutat deloc rău, mingea rămâne în suprafața de joc. Se mută pe flancul celălalt jocul și așa cum spuneam, Târgu Secuiesc încearcă să joace această carte a contraatacului, ceva cam lent Marin la această fază, ajutat însă de același noroi de pe stadionul Moldova. Florian îl are pe Popa, liber! Nouă decizie controversată. Offside a arătat la capitanul Mădălin Popa după o fază gândită bine de către Andrei Florian. Minutul 10 deja și putem intui cum se derulează ostilitățile în această partidă, cu romanul decis să ia toate cele trei puncte. Evident, de pe locul 3 în clasament nu vrea să piardă contactul cu fruntașele acestei ierarhii. Jocul pe jos a fost destul de bun până acum pentru romașcani. Din nou offside, de această dată mi se pare ceva mai clar la Florian. Sigur, nici unghiul nu este favorabil pentru a vedea exact aceste poziții pe partea respectivă. Spingere lungă, a văzut pe Vlad Mocanu. Soluția găsită de către Gabi Țapu și Iosif Susanu pentru zona centrală, lângă Marian Marin. Zona centrală a defensivei mă refer. Canaru minge la picior, scoate până la Popa. Capitanul și veteranul romașcanilor arătat la fel de dispus pentru efort ca, să spunem, la prima tinerețe. De altfel, unul dintre principalii marcatori ai formației de aici, de la Malul Moldovei. Minge bună de această dată pentru scânteie. A urmărit jucătorul romașcan această minge, pressing al formației gazdă. Reușit, iată-l din nou pe scânteie. Doar out, nici corner, nici fault. Au de poartă
Mai peste alta, un meci cu ritm destul de bun, Băceanu nicio emoție la acest minge. Gil Băceanu, sportiv de perspectivă, iată cât de aproape a fost acolo Andrei Florean să începească aceste minge. Gil Băceanu, născut în 98, deci doar 20 de ani. Gestat puternic Nebrăescu, săpână în adversar, de joacă destul de bine, jocul avansat la offside al romașcanilor, formația vizitatoare care acum înscrie un gol turcesc, minge în plasa laterală. Minutul 13 al întâlnirii. Romanul a acumulat 10 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri, așadar 33 de puncte. Vine după un meci mai puțin reușit în deplasare la Csíkszereda din Miercurea Ciuc, a fost un 3-1, scor mai dramatic decât ar putea să însemne acest scor în fața formației situată pe locul al doilea. Una peste alta, așa cum am mai spus, gazdele evident vor toate punctele puse în joc. Fiind atent de această dată Bogdan Brăescu și le oferă jucătorilor formației vizitatoare posibilitatea să repună din nou de la margine de pe partea dreaptă a atacului lor. Permanent rămâne scânteie, ceva mai avansat. Mădălin Popa, un sportiv care eminamente face amândouă fazele. Să vedem, alunecat acolo jucătorul formației vizitatoare. A încercat să centreze fără noroc, însă Benjamin Bogoi. A ieșit din jucătorii formației gazdă și este corner pe care îl execută Gyozo Gotard. Descurcă bine defensiva romanului, care până la urmă aruncă un balon spre zona centrală, îndepărtând pericolul iminent. Am așadar romanul 33 de puncte, lider incontestabil, aș putea spune, Aerostar Bacău cu 37 de puncte, deși Csíkszereda îi suflă în ceafă cu 36 de puncte. Locul 4 în ierarhie îl are Suporter Club Oțelul din Galați. Pe 5 este Sporting Liești, 30 de puncte, Galațiul are 31. Pe locul 6, Bucovina Rădăuți, 27 de puncte. Pe 7 este această formație a Kse din Târgul Secuiescu, 25 de puncte. La egalitate, de altfel, cu ocupanta locului 8, Cetate Râșnov, pentru ca pe locul 9 să se situeze AFC Hărman, 24 de puncte. Partea de jos a clasamentului are pe locul 10 pe echipa CSM Focșani 2007, 19 puncte, 11 Sănătate Darabani, 16 puncte, 12 Odorheiu Secuiescu, 13 puncte, 13 CSM Pașcan, 10 puncte, iar partea de jos, formațiile moarte, să le spunem așa, ale acestei serii, este vorba de Avântul Valea Mărului cu 7 puncte și Metalosport Galați. De altfel, acestea nici nu mai fac parte din seria 1 a ligii a 3-a. Este păcat, în special pentru romașcani, pentru retragerea lui Metalosport. De fapt, nu a fost vorba de o retragere, a fost vorba de o eliminare de către Federația Română de Fotbal din cauza unor probleme financiare la plata unor datorii. Să vedem această fază. S-a descurcat Băiceanu.
a distrus golaverajul Romanului. Iată ce fază frumoasă și penalti, evident, penalti. La pătrunderea lui Nedbai și cartonaș galben pentru portarul advers, evident, minutul 17. Cel mai sigur, Mădălin Popa va veni să execute. Da, căpitanul formației romașcane față în față cu Gabriel Bunduc. Undeva în partea laterală a careului nu s-a pus problema unei eliminări. Căpitanul Mădălin Popa se pregătește să execute. Și-l face mare. Îl face mare pe portarul care l-a faultat. Două penaltiuri ratate până acum în dubla întâlnire din campionat între CSM Roman și formația Kse din Târgu Secuiesc. Una acasă, una în deplasare. Nu a șutat rău Mădălin Popa, însă l-a ghicit portarul advers. Așa că tabela rămâne nemodificată. Merge plină de noroi. Este nevoie de schimbarea ei. Prima ocazie imensă, cu adevărat, pentru romașcani, capitanul Mădălin Popa. Îl cunoaștem drept foarte, foarte luptător. Este bine să nu se fi demoralizat după această ratare. Tămășel l-am văzut și puțin alunecând în momentul în care a tras de la punctul cu var. Recuperează romașcanii, scânteie, nevoit să întoarcă această minge. Țin minge jos, Brescu însă nu poate recepționa, o pas puțin cam moale. Marian Marin. Atent, scânteie însă nu poate din nou să recepționeze balonul. Mai spunem că în această rundă, a 16-a, spuneam, prima restanță ar fi trebuit să fie prima etapă a returului seriei 1 din Liga a 3-a. Formația suporter Club Oțelul Galați stă, la fel ca și Cicșereda, fiind programate, în schimb, alte meciuri. Mă refer aici la FC Hărman cu Odorheiu Secuiesc. Aerostarul, liderul, joacă în compania lui CSM Focșani 2007. Bucovina Rădăuți stă și ea, dar stă din cauza numărului impar de formații din serie. Sporting Liești joacă acasă cu ASMS ACS Sănătatea Darabani. ACS Olimpic Cetate Râșnov primește acasă vizita celor de la CSM Pașcani. Și acest meci de la Malul Moldovei între CSM Roman și ACSK SE Târgu Secuiesc. Toate partidele au fost programate de la ora 15. Florean păstrează posesia acestei mingi și corner pe fondul unei centrări care nu a fost deloc rea a optarului Andrei Florean. Nedbai va executa din nou minutul 21. Pe centru venise acolo foarte bine Marian Marin și a inmandit și trage Andrei Florean. Semnul retras un pic de parcă ar fi așteptat această respingere. Ne apropiem, iată, de
jumătatea primei reprize. Domnilor și domnilor, în continuare scorul 0-0 în meciul de la Stadionul Moldova dintre CSM Roman și KS din Târgu Secuiesc. Să fiți bine, eroaie! Canaro s-a descurcat. Pas între ei, Eroae și Marin. Resping până la un punct, însă doar Roma Șcani s-a bătut Brescu acolo. Deviere frumoasă a lui Popa Scânteiu, se este faultat. Nu este ajutat de nimeni, vine doar Jucănaru. A intrat în careu Jucănaru. Florean ține posesia pentru Roma Șcani. Vine centrarea. Una dintre cele mai bune, scurt, Brescu, cel Jucănaru și gazdele trimit o nouă minge a câta în afara terenului în aceeași baltă. Vedem deja pe zona centrală, acolo unde iarba era oricum ceva mai rară. Se formează zone destul de extinse de nură. Era de altfel și de așteptat, la fel ca și în marginile celor două careuri de 16 metri. În trecut de jumătatea primei reprize și portarul formației vizitatoare, Gabi Bunduc, înger și demon sau Demo și înger pentru formația sa, a respins Angel Băceanu. Cred că ar fi putut juca această minge cu mâna. Nu știu dacă a fost chiar o intenție a jucătorului de pe acea parte pentru a-i pasa Eroae. Are marginea careului, două devieri și un șut deviat al lui Benjamin Bogoi. Până la urmă a respins Băiceanu. A prins curaj în ultimele momente jucătorii formației din Târgu Secuiesc. Romanul a făcut risipă de efort în primele 20 de minute și jocul schimbă deja aspectul general. Se mizează mai mult pe construcție. Echipa din Târgu Secuiesc încearcă să combine pe zona centrală a terenului, nu mai mizează exclusiv pe acele mingi aruncate până în preajma careului lui Băiceanu atunci când are ocazia. Evident, pe același teren greu evoluează ambele formații. El le-a pus probleme ambelor. Minge lungă, aleargă Popa și Florean. Romanul l-a bătut repede. Scânaru pune mingea jos. Popa, foarte bine, ce preluare bună și incredibil scânteie. Din 11 metri a trimis peste minutul 26. Liber. Peste foarte bună trimisă de capitanul Mădălin Popa. Încearcă să schimbe jocul pe partea dreaptă sportivii de la KSE.
Joacă pe contre, Popa! Offside și scărița acestuia. Mingea venise de la adversar și puțin așa acuză cei care au văzut mai bine faza. Ar putea fi a doua fază mare reușită de Mădălin Popa, la care oaspeții să fie avut noroc, dacă putem spune așa. Jucănaru, dribling frumos, Aeroaie, minge lungă spre Florean, aleargă Florean, nu știu dacă va mai ajunge, nu. O prestație, să-i spunem, cel puțin controversată a brigăzii condus la centru de Adrian Frățilă din Vlad Opășii. Nu poate primi o notă prea bună din punctul meu de vedere nici asistentul Andrei Pavel Cojocariu din Brașov. Marin pune mingea jos, Florean, este un offside, Mădălin Popa, frumos, picior sus, mi s-a părut această fază la Jules Tanco, una peste alta, doar o repunere de la margine, partea dreaptă din nou pentru formația CSM Roman. Faul la Mădălin Popa. Nu. S-a constatat un atac la minge, s-a considerat, mai bine zis. Eroaie, bine! Popa! Nu ajunge la această minge. Cartonaș galben. Arătat jucătorului cu numărul 6, Norbert Albu, în minutul 29. Aproape un sfert de oră a mai rămas din această primă repriză, în care, fără să luăm în considerare aceste decizii discutabile ale brigăzii de arbitri, Romanul și-a făcut singură viața grea, ratând acel penalti chiar prin capitanul Mădălin Popa. Acum Iosif Nedbai, cu o lovitură liberă indirectă, resping însă jucătorii de la Târgu Secuiesc și cel șut a fost peste transversală. În momente de respiro până la degajarea lui Gabriel Bunduc. Canaro ține această minge în teren, un dribling frumos, două driblinguri, iese și centrarea, să vedem, a fost lovit la picior acolo capitanul Mădălin Popa, din câte se pare, dar un cartonaș galben văzut de scânteie, dacă nu mă șel, da, pentru un fault mai dur în atac. Minutul 31. Zero la zero în continuare. Popa! Mădălin Popa, o intrare prin alunecare, risca să se accidenteze. Jucătorii din Târgu Secuiesc, bătăioși, Jucănaru, Popa! Să ridice ceva mai tare decât s-ar fi așteptat Marian Marin. Nu se complică și trimite balonul în afara terenului. Repune de la margine Tomaș Gajdo. Offside. Această fază, da, a intuit bine
fundașii romașcani acolo. A făcut pasul înainte Vlad Mocanu. Linge deviată care ajunge doar până la portarul Gabriel Bunduc. Fără îndoială, alături de brigada de arbitri, eroul formației sale. Și desigur, o nouă fază periculoasă pentru Roma, scânteie! Nou! Gabriel Bunduc respinge. A avut tot timpul din lume să-și facă pașii pentru un șut sănătos, a optat mai mult pentru un șut plasat scânteie. Nedbai, corner în zona centrală și din voleu cu riftul exterior. Execuție pretențioasă care nu-și atinge scopul, nu prinde practic spațiul porții. Par să-și fi revenit însă cât de cât după șocul emoțional, să spunem așa, al ratării acelui penalti și al deciziilor controversate jucătorii romașcani. Florian scânteie aproape de această minge. Brescu. Bine Mocanu. Chirilescu încerca să învăluie acolo, aeroaie departe de această minge. Vlad Mocanu însă, un picior salvator care trimite mingea în afara, în afara terenului. Cele și încercări previzibile de construcție ale sportivilor de la Kse Târgu Secuiesc. Vedem. Da. Greșit. Chirilescu a repus-o până la scânteie. Chirilescu din nou încerca să verticalizeze. Câștigă teren ca la rugby jucătorii formației romașcane. Ajunge într-o zonă care poate veni o centrare periculoasă în care Mădălin Popa va centra din nou. Pe jos. Și Mocanu atent. Sare Marea Marin. Atent însă și jucătorul oaspeților, Silviu Stanciu, a pus capul în momentul oportun și a salvat formația dintr-o nouă fază periculoasă. Mădălin Popa, corner de pe partea stângă, în zona centrală, l-a căutat pe același Marea Marin. Nedbai, va veni recentrarea după un dribling și Marea Marin s-a încurcat acolo. Aeroaie și Popa. Posibilitate de contră pentru formația vizitatoare. Atent însă Juncănaru. Popa scapă mingea în afara terenului. Fază încălcită, dar foarte, foarte periculoasă la partea celor de la Kse Târgu Secuiesc. Mocanu lung la centrală. Brescu și Florian s-au bătut pentru această minge, venise acolo și Chirilescu ieșit din defensivă.
pe acel spațiu de unde plecase fundașul stânga al celor de la CSM Roman, putea să apară un pericol destul de mare. Până la urmă doar un offside și o nouă indirectă pentru gazde. Minutul 37, 0-0. Scânteie. Face pentru Aeroae, Brăescu. Ge bună, bună, bună pentru Florean, nu! Nu, de această dată nu cred. Nici eu. Nu cred. Andrei Pavel Cojocariu. Asistentul din partea tribunei întâi. O decizie care a fost validată totuși de centralul de la Vadu Pașii din Buzău. Atent Brăescu! A plecat Popa! Nu a fost offside! Și să vedem! Scânteie! S-a driblat sigur! Lepte că și terenul i-a jucat feste acolo, dar ce fază! Ce ocazie pentru Roma, doamnelor și domnilor! O primă repriză dominată copios până acest minut 38 de către gazde. Da, nu trebuie omis faptul că gazonul, dacă îi mai poate fi spus așa, pune mari probleme. Jucănaru. Același Claudiu Jucănaru. Blat încercat o minge pentru Mădălin Popa. Atent Brăescu. Minge careu spre Florean. Andrei Florean. Aproape. El lua fața însă fundașul și Romanul trebuie să se mulțumească doar cu o nouă lovitură de colț. Vine centrarea. Un stop ratat de Popa și un șut fără preluare al lui Brăescu. De ani pentru capitanul formației romașcane, Mădălin Popa. Bogdan Brăescu este al doilea în această ierarhie. Are 30 de ani deja. Popa ține minge jos. Jucănaru. Lung. Brăescu pe contră. Florean și minge care trece pe lângă rădăcina bare dintr-un fundaș advers al romașcanilor. Putea să iasă un autogol de toată frumusețea. Balonul a trecut însă puțin, cum spuneam, pe lângă rădăcina bare. Netbai din nou. Dominare copioasă a gazelor, dar din nefericire sterilă pe tabela de marcaj. Corner din nou. De pe aceeași parte. Nu, de pe flancul stâng al atacului Mădălin Popa va fi cel care va executa. Când deja suntem în minutul 41 al acestei întâlniri. Zona centrală, toate mingile caută pe Marian Marin acolo. Pericol dacă este această contră. Era un 2 contra 2, dar Romanul s-a descurcat. Nou balon aruncat în zona centrală și gol! Marian Marin! După o centrare de 30 de metri. Marian Marin cu capul pe colțul lung. După centrare
de pe partea stângă. În sfârșit, Romanul reușește să spargă ghinionul și au o bună oportunitate pentru a intra la vestiare cu avantaj. Minge plasată și Gabriel Bunduc nu a mai avut ce să facă de această dată. Același Marea Marin depărtează pericolul la o minge pândită de Goido. Vedem dacă gazdele se vor mulțumi cu acest avantaj. Bine, doua, pentru că până la pauză, evident, obiectivul cel mai imediat este de a păstra acest avantaj fie el și minim. Și interesant este de aflat și cum vor schimba sau ce vor încerca să schimbe cei de la Kse din Târgul Secuiesc, care vedem acum ajuns și în jumătatea de teren a formației gazdă. Minge la picior, se precipită și funcționează presigul lui Andrei Florean, dar și al lui Scânte. Prea Marin, lung. Intrăm în ultimul minut al primei reprize, domnilor și domnilor. Iar Romanul, evident, nu se mai grăbește. Jucănaru spre Scânteie. Același Jucănaru. Fără prelungiri, iată fluier final al primei reprize, domnilor și domnilor, 1-0, scorul la pauză în partida dintre CSM Roman și Kse Târgu Secuiesc, meci contând pentru etapa 16-a a campionatului seriei 1 din Liga 3. Este o restanță, practic ar fi trebuit să fie primul meci din runda inaugurală a returului. Vom lua și noi o scurtă pauză, dragii noștri, și ne vom revedea în aproximativ 15 minute pentru a vedea deznodământul acestui meci de la Stadionul Moldova.
Bine v-am regăsit în direct, dragii noștri, de aici, de la Stadionul Moldova, pentru a vedea repriza a doua și deznodământul, așadar, al meciului dintre CSM Roman și Kse din Târgu Secuiesc, partidă contând pentru etapa a 16-a a campionatului seriei 1 din Liga 3 la fotbal. Este 1-0 după primele 45 de minute pentru, evident, formația gazdă, urmarea unei reușite din minutul 42, semnată de către fundașul Marian Marin. Prima repriză cu de toate, putem spune, a început furtunos încă din primele momente, cu o fază controversată la care Romanul a acuzat înscrierea unui gol, a un șut bine plasat al capitanului Mădălin Popa. Este posibil ca mingea să fi fost scoasă din spatele liniei porții, dar din cadrul porții, să spunem, de către portarul Gabriel Bunduc. În fine, nu a fost să fie. Gazdele au ratat și un penalti prin același capitan Mădălin Popa, minutul 17. După o fază frumoasă reușită de către Netbuy. Au fost, evident, multe momente de dominare pentru formația gazdă, în vreme ce oaspeții s-au mulțumit mai mult să stea la cutie și să mizeze pe un contraatac în doi sau chiar trei jucători. Iată, acum ceva mai deciși, mergând pe o fază de construcție și cu o primă minge aruncată în zona careului, va urma o nouă fază periculoasă, pătrundere și Angel Băceanu se l-a pus la un șut centrare, colțul scurt pe jos. Spuneam, este vorba despre runda 16-a, care inițial fusese programată pe 3 martie, dar după cum știm cu toții, iarna ne-a jucat feste. Au fost amânate două dintre rundele seriei 1 din Liga 3-a. Foarte mulți spun că nu ar fi fost rău să fi fost amânată și aceasta. Ne gândim aici, în primul rând, la starea terenului, deși bate soarele și a bătut chiar un pic și vântul. Gazonul Stadionul Moldova nu este în cele mai bune condiții și foarte probabil va avea mult și în continuare, până săptămâna viitoare, când este programat următorul meci acasă al formației CSM Roman. În această rundă, a 16-a, în care stă Bucovina Rădăuți, nu joacă nici suporter Club Oțelul Galați, dar nici formația din Cixereda, deoarece atât Metalosportul cât și Avântul Valea Mărului au fost excluse din campionat. Se mai joacă însă partidele AFC Hărman, AFC Odorheiu Secuiesc, Aerostar Bacău cu CSM Focșani, Aerostar Bacău, cum spuneam, cu Focșaniul, Sporting Leș cu Sănătatea Darabani și Cetate Râșnov cu CSM din Pașcani. Vedem pe jucătorii formației din Târgu Secuiesc ceva mai deciși sau de câteva zeci secunde în jumătate de teren a formației gazdă. Nu am văzut schimbări efectuate la pauză de către tehnicienii Gabi Țapu și Iosif Susanu. Vedem, a fost un hands la Chirilescu, dar involuntar a fost doar repunere de la margine. Romanul se descurcă, faultat, scânteie. Romanul parcă îi invită pe adversari la joc, la avantajul golului marcat până la pauză. Mocanu, Chirilescu ține mingea jos, este faultat, picior sus și vedem. Să vedem un cartonaș galben care îl va vedea Vasile Chirilescu după contactul anterior și lovitură liberă indirectă
pentru formația din Târgu Secuiesc. Portarul Gabriel Bunduc, jucător în vârstă de 27 de ani, eroul formației sale în prima parte a jocului. Prima parte a jocului în care au existat și destule decizii controversate ale brigăzii de arbitri. Iată, Târgu Secuiesc, o minge aruncată în flancul drept, la care aleargă Chirilescu. A driblat și firul de iarbă, jucătorul celor de la Târgu Secuiesc. Și a scăpat până la urmă balonul în afara terenului. Va fi o repunere din colțul careului mic a portarului Angel Băiceanu. Suntem deja în minutul 50 al acestei întâlniri. Scorul în continuare rămâne 1-0. Romașcani, așa cum spuneam, par să îi invite la joc pe adversari. Fără să țină balonul totuși într-o zonă nepericuloasă. Partea e și mai greu de crezut că vor începe să tragă de timp din acest minut 50 abia, după cum spuneam. Un fault. Destul de multe mingi aruncate pe sus din ambele tabere. Periculos, Mocanu s-a descurcat și Maria Marin. Însă, iată, nu e bine să fie lăsați adversarii pe acest teren neprietenos, dacă putem spune așa. Orice șut chiar de la distanță se poate dovedi cu un grad mare de periculozitate. Băiceanu de lung, tent, net by, dar doar până la un punct. Bine din nou Romașcani, care îl țin pe capitanul Mădălin Popa, ceva mai avansat, la fel ca și pe Vlad Scânteie. De culoare destul de mari pentru pătrunderile celor de la Târgu Secuiesc, în care eu șut din întoarcere. Fost atent de această dată Chirilescu. Vor să-i alerge pe adversari. Romașcani repune de la margine Eduard Oprea. Este jos. Zona centrală, multe încrucișări și iată ce fază. Însă doar maniera de execuție a lui Nicolae Păun i-a salvat de la un pericol iminent pe Romașcani. Exact ce spuneam, se poate dovedi o tactică defectuoasă, dacă despre asta este vorba. Această manieră de a-i lăsa pe adversari să atace. Terenul, încă o dată, spun că nu este cel mai bun pentru a aborda cartea contraatacului, mai ales că vedem în jumătatea din stânga. Este chiar ceva mai deteriorat. O pătrundere bună a formației din Târgu Secuiesc,
Reamintim, în tur a fost 2-2. Un meci în care, de asemenea, Romanul a ratat un penalty. Nedbar. Aeroae. Nu se complică. Trimite o minge până în tribune. În zona centrală a careului, Marin, Eroaie, Netbai. Această dată nu mai are cu cine continua, Florian era în urmă. La fel și Mădălin Popa, mingea l-a lovit în spate. Vine însă, bine, pe acea parte. Andrei Florian. O schimbare în tabăra celor de la Târgu Secuiesc. A ieșit cu numărul 10 Vlad Borician. A intrat Atila Gal, jucătorul cu numărul 7, care o vedem poziționându-se în față, mult în față, vârf de atac. Minge pe curoar, Chirilescu însă este atent, scoate pentru Netbai. Și minge trimisă în față spre o eventuală țâșnire a capitanului Mădălin Popa. Eroaie, cea printre picioarele sale, Brăescu, și se duce Netbai. A reușit să-și facă balonul cum și-ar fi dorit. Mocanu sare pe sub minge, era în offside Netbai. Nu, Mocanu trimite în afara terenului. Joc destul de dezlănat în aceste 56-57 de minute. Te s-au scurs din meci 12 din repriza secundă, mai ales. Oricum, o cu totul altă manieră de abordare pentru formația gazdă. Chirilescu scoate pentru Popa. Posibilitate de contră pentru Romașcani. Juncănaru. Juncănaru nu ajunge scânteie la această minge. Este drept că nici pasa nu a fost cea mai fericită. Crescu acum la minge. Eroaie. Popa, deviere frumoasă! Alergă după această minge Netbai. Bun, însă efortul lui Joel Tonko. Repunere de la margine. Netbai muncit mult în acest meci. Chirilescu cu centrarea în zona centrală și ce frumos Andrei Florean din vole, dar din nou a fost la post portarul Gabriel Bunduc, ce e drept a șutat și pe centru chiar în brațele golkeeperului advers, jucătorul formației Romașcane. Nu este faul la această fază, doar au de poartă evident. Marian Marin, jucător care a evoluat și în prima ligă, evident și arată clasa. Angel Băicianu, aceeași minge lungă în zona centrală,
Această dată se descurcă jucătorii formației din Târgu Secuiesc. Chirilescu. Atent, Maria Marin faultează, însă din spate. L-a faultat pe Robert Bucur. O nouă fază fixă spre poarta romașcană. Suntem deja în minutul 60. Dar o jumătate de oră care, dacă lucrurile se anunță, se vor derula în aceeași notă în care s-au anunțat în aceste 15 minute, ne așteaptă un spectacol mai mult de uzură. Îi vedem însă pe oaspeți deciși să nu renunțe și să vrea să ia măcar un punct de aici, de la malul Moldovei. A ieșit pe sub minge Angel Băiceanu, dar cu puțin noroc a scăpat cu fața curată. Devierea de acolo a trecut peste transversală și același scenariu cu mingea aruncată spre zona centrală a terenului. Aruncată în flancul drept. Să atent să Băiceanu în fața lui Gazdo. Cu capul Marian Marin, Aeroae cearcă să prelungească, scânteie, fuge Nedbai. Și respingerea lui Aeroae. Florian, însă și cu Jucănaru se descurcă acolo. Minge pentru CSM Roman. Este balonul naut. Încă nu a făcut schimbări Gabi Țapu. Romanul evident se mulțumește mai mult cu rezultatul decât cu acest joc. Au alergat mult băieții. Joacă pe stilul economic acum. De jos, pusă de Aeroae, deschide la Chirilescu. Sus, dar nu poate ajunge Mădălin Țapu. Încă o schimbare. Dublă schimbare, ba nu. Intră jucătorul cu numărul 2. Otila Ramț. Thank you.
în locul lui Tamas Gajdo. Aleargă Mucanu după această minge și atent venit acolo Juncănaru. Minutul 65. Continuare, avantaj minim pentru formația gazdă CSM Roman este 1-0. Dar oaspeții sunt din ce în ce mai periculoși. Mizează pe multe baloane aruncate în zona centrală a careului mic al porții apărate de Angel Băicianu. Românul evident simte că are o defensivă mult mai puternică în Mocanu și Marin, în zona centrală, alături de Chirilescu și Juncănaru. Netbai! Prelungire bună, Netbai! Netbai! Gol! Iosif Netbai! 2-0 pentru CSM Roman! Pe contră, iată, i-a ieșit lui Gabi Țapu, minutul 66. Netbai scăpat singur în colțul careului. A șutat cu exteriorul și l-a învins pe portarul advers. Este 2-0, așadar. Fază frumoasă. Iar asta îi obligă pe jucătorii din Târgu Secuiesc să atace și mai mult. Și pe rămașcani să fie atenți la contră. Vreo 23 de minute din timpul regulamentar de joc. Greu de crezut că formația vizitatoare a reușit să facă ceea ce nu a făcut până acum. Dar peste alta este interesant și ce va face Romanul. Iată Netbai cu minge pentru scânteie. De accidentări, evident, componenții celor două loturi. Mingile sunt grele. Lung Chirilescu. Repune Târgu Secuiesc. Nu a mai fost cazul să iasă la rampă arbitrii. Reamintim decizii destul de controversate în partea jocului. Și cu o schimbare în tabăra celor de la Târgu Secuiesc va intra Teodor Vlădulescu. Acesta îl înlocuiește pe Benjamin Bogoi. Canu Brăescu înalță mingea.
Quindi Nuomo Cano, Chirilesco, Gervilongita până spre Popa și scânteie. Intrare prin alunecare corectă, însă a Romanului și îl vedem din nou pe Iosif Nedbai plecând pe contră. Nu se uită, nu are cu cine combina. Rămâne în posesie Nedbai. Cercat o pasă pe culoar pentru Vlad Scânteie. Și se pregătește și prima schimbare la gazde. Dar probabil după această fază cu repunere de la margine lui Vasile Chirilescu, păstrat trei jucători în propria suprafață de teren, jucătorii rămâne în teren. Chirilescu centrează, vine Aeroaie, sări fals. A fost controlat la picioare, dar s-a ținut bine jucătorul Romanului. Din flacul drept, Andrei Florean ține mingea, Popa, deviere frumoasă, însă offside. Se cere schimbarea. Da, va intra cu numărul 11 Constantin Antim și va ieși. Să vedem cine. Cred că Vlad Scânteie. Hai, Catolicule, hai! Retrage un vârf autentic antrenorul Gabi Țapu. Constantin Antim, sportiv în vârstă de 21 de ani, locul lui Vlad Scânte, jucător de 23 de ani. Evident, Romanul va încerca de acum să se apere și mai mult. Popa! Posibilitate de contră. Nu a avut cu cine combina la prima fază. Florean! Și din nou offside la prima atingere de balon a lui Antim. Tur 72 deja al acestei întâlniri. Scorul este, vă amintim, 2-0 după reușita din prima repriză lui Marian Marin și contrafinalizată de către Nedbai. A fost offside. A fost offside la această fază la Andrei Florean. Leargă mult și Mădălin Popa trebuie să facă pressing-ul, evident. Eroaie. Chirilescu era cu spatele Nedbai. Mucanu, stop bun și repunere de la margine, doar corect arătată pentru formația din Roman. Aceleași mingi prelungite, joacă pe devieri, evident nu poate fi avut un prea mare control pe mingile jucate în jos. Foarte bine Aeroaie. Și pasa spre Chirilescu, rezolvă însă Ocanu cu o degajare. Trată în minutul 75 al acestei întâlniri.
Nu a fost offside, evident, de această dată. A venit mult din spate. Era într-adevăr un jucător în poziția afară din joc, dar nu avea cum să joace această fază. Antim plecase bine, cu 2-3 metri din spatele liniei ultimului apărător. În fine, au ținut să mă contrazică arbitrii și să-și aducă aminte de maniera în care au condus ostilitățile în prima parte a jocului. Foarte bine de această dată Chirilescu. Bine, eroaie, același Chirilescu merge pe jos. A plecat Mădălin Popa, era în offside, dar acum suflă și în iaurt brigada de arbitriu. O manieră de a strica jocul poate să aibă acești arbitri. Vă aduc aminte, central Adrian Frățilă din Vadul Pășii și Buzău, asistenții Andrei Pavel Cojucariu și Viorel Pânzaru din Brașov, observatori la acest meci, Costică Manasă și Gabriel Flavion Pop din Bacău. Repunere de la margine din nou pentru Roman. Merge bâlbâită, dar ținută bine în teren Mocanu. În zona centrală încercat o deviere acolo în timp. Atent, Maria Marin, atent și adversarii, un șut pe lângă poartă. Nu a avut emoții Angel Băicianu. Minutul 76. În timpul efectiv de joc în acest meci, cu tot cu prelungire, evident. Și Romanul continuă să muncească pentru o victorie care îi se cuvine dacă luăm în considerare maniera în care s-au derulat ostilitățile atât în prima repriză cât și în cea de-a doua. Deși stilul a fost, trebuie să recunoaștem, diferit. Au de poartă. Mai trage de timp cât poate Băicianu. Lovit Chirilescu în săritură. N-a fost rea deloc intenția lui Nedbai. Până la urmă iese un nou corner de pe partea stângă. Madalin Popa, ca de obicei, jucător eminamente de picior drept, va executa 6 romașcani în careul advers. Merge cu bătaie și să vedem Marian Marin a avut golul 3 în vârful bocancului. Ar fi putut semna dubla această partidă, dar tras pe lângă, execuție defectuoasă. Jucănaru repune de la margine de pe partea dreaptă. Secuiesc atacă. Brăescu atent, lasă lege avantajului. Dribling bun până la un punct.
Nedva și Aeroaie, aproape de intercepție. Mingea este în marginea careului, aglomerație acolo. Arim depărtează pericolul în timp. Suntem deja în minutul 80. Atent, Vlad Mocanu. Trimite mingea în corner. Formația din Târgu Secuiesc va repune de la colț, de pe flancul stâng al atacului propriu. Între timp se mai pregătește o schimbare în tabăra formației gazdă. Vedem această fază pe lângă defectuos. Vedem pregătit pentru schimbare pe Constantin Crăciun. A ieșit capitanul Mădălin Popa. Acesta îi lasă banderola lui Marian Marin. Mădălin Popa a muncit mult în acest meci, a fost și protagonistul evident al celei mai mari ratări a partidei de la 11 metri. A fost ghicit de către portarul advers Gabriel Bunduc. Nefericit la această degajare Angel Băicianu, dar s-au precipitat și jucătorii de la Târgu Secuiesc și nu au reușit să fructifice. Peste alta pare să fi rezistat cât de cât gazonul, deși în anumite porțiuni iarba a dispărut total, s-au precipitat jucătorii formației oaspete și nu au fructificat o bună oportunitate. A vrut fault acolo în timp, nu l-a primit. Juncănaru trimite balonul în afara terenului. Joacă mai mult de latul terenului oaspeții. Dar într-o zonă periculoasă. Vedem acum în marginea careului un șut sănătos și ce gol frumos! Ce gol frumos! Reușit din voleu. Minutul 83. Oprea a șutat sănătos de la 20 de metri. I-a înviat un pic pe Romașcani, care încearcă și ei, dar nu reușesc de această dată să devină periculoși. Oprea a fost sportivul care a punctat pentru formația din Târgu Secuiesc la practic singura ocazie notabilă. Ieșit destul de mult Angel Băicianu, nu a mai avut ce să facă. Evident și cam șomat în acest meci portarul Romașcan. Este păcat să se fi
relaxat prematur. Chirilescu a încercat o deviere acolo. Trunet by minge scoasă pentru Crăciun. Crăciun rămâne la minge, a intrat în careu. Crăciun a ieșit cu tot cu minge în afara terenului. A vrut să facă un dribbling în plus și asta evident l-a costat. Marian Marin, Chirilescu acum descurtă. A plecat bine, a plecat bine Florean, acum nu mai ajunge Iosif Nedbai. Minutul 85. Un final de meci interesant aici pe stadionul Moldova. Echipa din Târgu Secuiesc arătând că nu vrea să renunțe la luptă și își dorește măcar un punct. Îi vedem acum pătrunzând pe partea stângă. Marea Marin a fost la post și pentru ca să nu se complice, gazdele trimit în afara terenului. Acum le-a funcționat tactica ambelor combatante. Rămașca ne-a mizat pe contră și au înscris, iar oaspeții pe atac și au înscris foarte aproape de egalare. Iată-i din nou mult, mult mai vioi pe atac și o nouă schimbare în tabăra formației gazdă. Va intra Daniel Marin. Acesta îl va înlocui pe Andrei Florean. Minutul 87. Daniel Marin își va lua evident locul în defensivă alături de fratele său Marian. Alunecă Băiceanu. Au fost câteva asemenea faze la care a greșit, poate și din propria neatenție, Angel Băiceanu. Practic au fost mingi oferite foarte, foarte lejer jucătorilor formației din Târgu Secuiesc, iar aceștia iată ce fac, aruncă baloane în careul Romașcan. Gândul de a încerca să le fructifice. A încercat odată o prea execuție pretențioasă. A mai reușit să prindă același efect și să puncteze din nou. Jaza Băiceanu, la fel, defectuos, pleacă Crăciun, despre portar, ceva mai atent, însă goalkeeperul de la Târgu Secuiesc, Gabriel Bunduc. Gazonul joacă feste, așa cum am putut observa în multe rânduri pe parcursul acestei partide, ambelor combatante. Vasile Chirilescu, evident, nu se grăbește. Și să vedem o minge care iese în corner. Trimisă de către Silviu Stanciu. Corner până acum executa capitanul Mădălin Popa. Acesta a ieșit, așa că probabil Antim va fi cel care va repune de la colțul terenului. Cinci romașcani care urlă advers, stă undeva în afară și Brăiescu, așteptând recuperarea.
Vasilescu, minge aruncată bine spre Crăciun, ca intenție și ca direcție, dar nu și ca intensitate. Ne vedem intrați în minutele de prelungire, numai puțin de 3 minute, în care gazdele se vor arunca spre poarta Romanului cu toate forțele, evident. Urmărește această minge în timp. Am timp și Crăciun ceva mai avansați. Nu trebuie însă neglijat deloc în momentele acestea compartimentul defensiv. Daniel Mare nu face concesie acolo, este offside mare. Mare. Eroaie nu a reușit să deposedeze. Brăescu faultează și o nouă fază la care oaspeții se pregătesc să arunce mingea în careul porții apărate de Angel Băicianu. Scuz, deja aproximativ un minut din cele trei arătate de prelungiri. Balonul în care e Romașcan se precipită, însă lucrurile, Crăciun nu poate ajunge această minge și rămâne posesie pentru formația gazdă. Evident, vor mai fi ciupite câteva secunde bune, vine Chirilescu să execute. Lung pentru Crăciun, nu a putut să îl ajute Netbuy. Fază periculoasă, a șutat pe lângă minge Juncănaro. În sfârșit, degajare ceva mai consistentă și posibilitate de atac pentru Romașcani. Juncănaru nu a mai urmărit această minge, care trebuie să-i fie oferită de către adversari. A sărit aiurea acolo Crăciun. Repun cei din Târgu Secuiesc. Își pregătesc acea centrare pe care o vor decisivă. Aproape Netbuy. Șut și mingea iese, dar nu mai este timp. Totul se încheie aici, doamnelor și domnilor. 2-1 victorie pentru CSM Roman în partida cu KS Târgu Secuiesc. Meci contând, vă reamintim, pentru etapa a 16-a a campionatului seriei 1 din Liga 3 la fotbal. Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați fost alături pentru a vedea un meci până la urmă interesant, în ciuda unui teren nu tocmai bun pentru fotbal. Au fost 3 goluri frumoase, au fost de toate, au fost și decizii controversate ale arbitrilor. Cu siguranță aceste lucruri vor fi disecate de către cei drept. Noi ne bucurăm că v-am putut fi alături și vă invităm la transmisiunile noastre viitoare.